Da? Deci 4 plus una galbenă, da? Daria? Da, m-a trimis. Nu are nimic, am mai zboară. Trebuie să le vezi? Da? Da. Și acum, forfecuța la mâna dreaptă. Uite așa, nu, doar mâna dreaptă și strângem ușor, da? Fără să strângem tare, pentru că altfel îl rupem. Și tragem lent. Și iată, cam asta este mișcarea pentru a da formă. Așa arată prima zi a taberei de creație de la Muzeul Satului. Cei mici se distrează de minune la atelierele pregătite de meșteri populari special pentru ei. Am venit la Muzeul Satului. Ce să faci? Pictez. Modelez lupă. Și îmi place mie așa să modelez. Am făcut un coșuleț și înăuntru sunt niște ouă. Păi mie mi se pare că m-am descurcat foarte bine. Am încercat să fac o farfurie. La orice atelier ar participa, cu siguranță tabăra de creație de aici, de la Muzeul Satului, le pune imaginația la încercare celor mici și îi învață tainele meșteșugurilor populare. Să înceapă distracția! Tabăra de creație Vara pe Uliță este o modalitate de a-ți petrece vacanța la Muzeul Satului și de a nu pleca din București dacă nu poți. Pot să facă modelaj și olărit, sunt atelierele preferate ale copiilor. Olăritul îl fac cu meșteri care vin din zona Horezu, adică din zona Patrimoniului Mondial UNESCO. Olăritul este formidabil bine recepționat de copii pentru că le dă voie să fie foarte creativi. Pot face pictură pe sticlă sau pictură de șevale dacă nu vor neapărat pe sticlă. Pot să coasă, pot să învețe despre costumul tradițional și ce înseamnă ia și cum poți să-ți faci o ie mai ales. Au, cred eu, toată gama de... pot să sculpteze lemnul, pot să joace oină dacă doresc să știe care este jocul tradițional, național, care sperăm noi să intre cândva în Patrimoniul Mondial UNESCO. Este vorba de oină. Se pot întâlni cu cercetașii care vor veni la muzeu și se vor prezenta copiilor, pentru că sunt mulți copii de vârste tocmai bune să fie înscriși în cercetășie. Pot să meargă în sala noastră multimedia, unde îi așteaptă Muzeartă Academiei și acolo pot vedea instrumentele muzicale clasice, pianul, vioara, chitara clasică, pot vorbi cu instrumentiști tineri despre aceste instrumente. Tabăra durează până pe 16 august, iar înscrierile continuă. În momentul ăsta sunt înscriși 400 de copii, dar când am plecat din birou am văzut un tank de cereri. Și sigur sunt copii, am uitat să vă spun că avem 200 de locuri gratuite pentru copii cu dizabilități și pentru copii care nu au posibilitatea financiară de a plăti tabăra. Taxa de participare este de 300 de lei pe săptămână pentru fiecare copil.